emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, stimați telespectatori, ne-ați surprins în mijlocul discuției. Așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri de la 19:15, ca și în timpul săptămânii de la 19:15, emisiunea Banii Tăi, vom vorbi despre cum putem să avem mai mulți bani în buzunar, vom vorbi despre cum putem plăti mai puțin și să ne rămână mai mult, vom vorbi despre cum putem să ne dezvoltăm și cum să nu mai stăm la mâna altora să ne dea. Am marea plăcere în această seară să îl prezint din nou pe domnul Costin Bogdan. Domnul Costin Bogdan, bună seara, mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Domnul Costin, dacă n-ați reținut de la emisiunea precedentă, care am avut-o acum câteva luni, este consilier de programe, aparține de Agenția pentru IMM-uri și lucrează la Centrul de Informare și Asistență și Instruire Galați. Sunt foarte multe cuvinte, a trebuit să le scriu, de asta citesc, în rest vorbesc liber. Domnul Costin ne prezintă direct de la sursă, așa cum v-am promis, încerc să aduc oameni pregătiți, oameni care știu ce vorbesc, oameni care să ne prezinte exact ceea ce trebuie să facem să putem să reușim cât de cât, pentru cei care sunt interesați în domeniul antreprenorial, în domeniul accesării de fonduri europene, rambursabile, nerambursabile și așa mai departe. Am plăcerea în continuare să-l las pe domnul Costin să ne prezinte întâi și întâi ce s-a realizat, suntem aproape de sfârșitul anului, ce s-a realizat anul acesta din punct de vedere al ajutorării persoanelor care vor să își deschidă o firmă, care vor să aibă un ajutor din partea statului pentru a se dezvolta, pentru cei care vor să-și dezvolte spiritul antreprenorial. Păi, o să încep prin a vă spune că programele derulate de Guvernul României până în acest moment s-au epuizat financiar. Orică au fost prea multe cereri și asta e bine, orică au fost prea puțin bani și asta nu e bine. Pe scurt, așa să vă spun, programul de SRL debutanții tineri care vă și-au făcut firme pe întreg teritoriul țării, la 1270 de înscriși s-au consumat banii, nu s-au ajuns până la 7-800 de SRL-uri. Da. Deci le reamintim telespectatorilor ce înseamnă pe scurt, foarte pe scurt, ce înseamnă acest SRLD. SRLD-ul este în general o întreprindere SRL clasică la care se adaugă litera D de la debutant. Orice tânăr a fost tânăr de anul ăsta, a picat chestia cu tinerii, orice întreprinzător care nu a mai avut întreprindere, care nu a fost nici asociat sau director într-o întreprindere particulară, administrator, poate să-și facă propria întreprindere pe cont propriu. Când vorbiți de tânăr, ne limităm la nivelul de vârstă, care a fost 35 de ani până acum. 35 de ani până acum. Și acum s-a eliminat de acum s-a eliminat 35, pentru că s-a considerat că șanse egale trebuie să aibă și cei care au 40 de ani, de exemplu. Cei care, de exemplu, un muncitor din Sidex care și ia niște salarii compensatorii, iese din Sidex, rămâne pe piața muncii fără nimic, poate să-și facă un SRLD, exact. Să beneficia, sau putea, că s-au terminat banii deocamdată, poate programul va reveni anul viitor, putea să primească un 10.000 de euro nerambursabil de la guvern pe baza unui proiect, pe baza unui business plan, iar pe această bază a acestui plan de afaceri și pe contractul cu AIP-IMM-ul de 10.000 de euro, putea să aibă acces și la un credit de prin cec de până la 80.000? Până nu, fondul de garantare, pentru că el garantează creditul, poate să-l ia cât e afacerea, dar nu-i dă decât 10.000 de euro pentru afacere. Am înțeles. Deci de partea 10.000, statului. 10.000, 12.000, 13.000, cât dar numai 10.000, dar numai 10.000 sunt garantați de stat. Am înțeles. Fără garanții materiale, fără să-și pună casă, mașină, pisică, cățel. Aici intervine fondul de garantare, care garantează până la 80% din investiție, până la 80.000 de lei. Dar nu mai mult de 80. Poate cineva n-are garanție, mașină, casă, ce face? Atunci intervine fondul și garantează pentru el. Perfect. Este tot o facilitate a acestui sistem a SRLD-ului. Deci a fost un program de succes. Și este și cred că va fi și la anul cu siguranță. Dacă vor fi fonduri.
Cred că da. În fiecare an, din 2007 încoace, se alocă fonduri pe diferite programe în raport de prioritățile României. Acum prioritățile au fost de câțiva ani buni, lipsa locurilor de muncă pentru tineri, motiv pentru care s-a aplicat acest program. SRLDO. S-a observat și că, de exemplu, foarte puține femei intră pe spațiu antreprenorial. S-a făcut un program de câțiva ani, femeia manager, care face întâi o pregătire managerială pentru un grup de femei, apoi ele vin și aplică cu un proiect, se evaluează și se intră în aceeași morișcă, se evaluează și încep pe cont propriu afaceri. Și primesc banii necesari pentru... Exact, pentru stimularea afacerilor feminine, să le zicem așa. Afaceri pentru femeile care n-au spirit antreprenorial sau care nu au avut nicio legătură cu business-ul până la momentul acela. În general, programele pe care le face, de a spun, în general, sunt pentru cei care abia încep o afacere. Noi nu avem încă spiritul ăsta antreprenorial și nu avem încă învățămintele și pregătirea. Exact. Da, exact. Și multe programe se înscriu pe această linie. Sunt și programe care se înscriu pe linia celor care deja au o întreprindere, cum este un program care cu siguranță va fi și la anul și anul ăsta pentru comerț și servicii de piață. Este încă activ? Este încă activ și merge de minune. În fiecare an se termină banii. Deci ori sunt prea multe înscrieri, ori sunt prea puțini bani. Mi-ar place să cred că sunt prea puțini bani. Da, cu siguranță sunt prea puțini bani pentru că idei sunt, românul este inventiv, mai ales acum observăm și în rândul tinerilor un suflu nevoiți fiind să facă ceva, văzând că pe piața muncii situația e așa dificilă, întreprinderile se închid, iar stilul vechi de a fi angajat la un combinat siderurgic cu mamut cu 30.000-40.000 de oameni deja a căzut. Acum ne lansăm în micro-întreprinderi, în acea pătură mijlocie despre care se vorbește de ani de zile și care nu mai reușește să apară în România. Exact. Pătura mijlocie în toate țările dezvoltate e 75-80%, poate chiar 85% din oameni și acolo pătura mijlocie aia trăiesc bine. Exact. Trăiesc bine și susțin economia exact. În fiecare țară. Da. Și apropo de tineri, că spuneați că n-avem într-adevăr, ori n-avem curaj, ori n-avem experiența antreprenoriată. Unul din 100 de tineri în România abia tinde să-și facă ceva pe cont propriu, o întreprindere. Deci nu sunt curajoși sau nu învață la școală sau care ar fi ideea? Părerea mea personală, cred că tind încă sunt tributare sistemului să ne dea cineva. Și educației părinților, probabil. Posibil și de aici. Să ne dea cineva, să ne ajute cineva. Programele astea ajută, dar nu se rezolvă toate problemele. Cu siguranță. Trebuie să ai și un pic de școală, trebuie să și înveți cum să manevrează exact, banii. Exact. În Cehia, în Polonia, unul din patru pornesc prin întreprinderi private, singuri. Vreau să-și facă singuri. Educația este, descurcă-te singur, rezolvă-ți problemele singuri. Nu aștepta probabil să ne dea, cum e la noi, ăștia ne mai dau ceva la pensie, când ne mai dau, dar ăștia de ce nu ne dau? Ăștia, de fapt, suntem noi și trebuie să ne organizăm singuri. Sigur, că programele, toate aceste programe, chiar și programele europene, care le tot auziți, nu rezolvă în totalitate o investiție a cuiva. Vreau să fac ceva. Dăm statul bani. Nu, statul te ajută, îți creează niște facilități, îți dă niște bani, dar trebuie să vii și tu cu o parte din două motive. Una, ca să simți că-s banii tăi dacă îi pierzi, ai muncit pentru banii aia pe care îi bagi. Corect. Și a doua, trebuie să ai un spirit, să împornești ceva, să fii sigur că vrei să faci ceva. Trebuie să ai o educație în zona respectivă. Și să ai curaj să asta vreau să fac. Mi s-a întâmplat, să veneau, consiliem tineri și în fel și am fost în Italia 3 ani de zile, am muncit, am strâns un ban, vreau să fac și eu ceva, ce îmi spuneți să fac? Păi, eu... Ce știi să faci? Ce știi să faci? Deci întotdeauna exact trebuie făcut ceea ce știm exact să facem. Deci dacă un strungar vrea să apuce să facă un restaurant, mai bine stai liniștit. Dacă un bucătar vrea să facă strungărie, îi trebuie un pic de școală, deci nu-i chiar așa ușor. Nu-i chiar ușor să faci. Toată lumea spune, aș vrea să fac. Păi vrea să faci, dar tu ce știi să faci? Păi eu sunt zidar. Și fac orice. Și nu pot să fac cabinet medical. Toți la interviuri vin și spun, fac orice. Păi dacă faci orice, du-te acasă. Nu înseamnă că nu știi. De fapt nu știi nimic. Nimic din toate, da. Programele astea sunt așa, canalizate pe obiective, sectoarele lor și pe obiective și pe priorități. Că în funcție de ce se observă, se aplică. Da, de exemplu, acum
în ultimul timp s-a făcut un studiu asta, vara, asta, toamnă, primăvară, și s-a văzut că mulți elevi care termină 12 clase și mulți absolvenți de școală superioară, de facultate, nu au unde muncit. Interviuri, s-a plâns prin țară, nu avem, plecăm. De azi. Ce facem să-i ținem? Uite, am intervenit cu noi, guvernul român, da. Au intervenit cu un program, îi spune schema de ajutor de minimis locuri de muncă subvenționate. Deci acesta este deja stimați telespectatori, intrăm în programele noi care vor fi implementate? Program deja este implementat, eu îl și cunosc deja, am reușit să angajez și eu prin programul acesta. E un program foarte bun, care pentru un angajator îl susține în activitatea lui, pentru că... Dacă nu știați, vă spun eu la momentul ăsta, pentru cei care nu știu, bineînțeles, un angajator care plătește un salariu de 10 milioane, deci dumneavoastră luați 10 milioane net, angajatorul mai plătește undeva 6 milioane la stat pentru, eu știu, CAS, toate contribuțiile care sunt acolo, sunt o mulțime, nici nu le știu eu, există în programul de contabilitate, da. Tot acolo. Deci un 50-60% față de salariul care îl luați dumneavoastră, angajatorul plătește. E, banii aia trebuie să provină de undeva, trebuie să provină dintr-un profit al întreprinderii. În condițiile în care guvernul ajută antreprenorul și returnează acești bani, acești bani pot fi folosiți pentru dezvoltarea companiei, pot fi folosiți pentru angajarea unei alte persoane, pot fi folosiți pentru o investiție. Și problema următoarea, la angajare, din asta s-au dat seama mulți, căutăm om cu experiență. Nimeni care este totuși, majoritatea când vine pe băncile școlii, nu sunt cu experiență. Au mai mult o teorie în ei. Ei sunt angajați. Statul plătește antreprenorului, patronului, o cotă parte din salariu ca să-l țină. Măi, tu ia-l pe ăsta, angajează-l, plătești tu jumate. Eu stat jumate, un an de zile. Cine îl învață-l? Un an de zile. Îl înveți într-un an de zile și după aceea îl iei pe salariul lui și... Sigur, și-l mai ții încă un an. Mai ții încă un an ca să-și prinde. Și rezolvăm și noi problema șomajului ca stat, ca administrație, și rezolvi și tu ca patron problema experienței și învățămintelor. Se creează, se dorește bani pentru aproximativ 6500 de locuri de muncă. Deci sunt împărțite așa pe regiuni, cele 8 regiuni ale noastre, se bagă aproximativ 40 de milioane de euro în chestia asta. Deci suma, drept să vă spun, nu mi se pare fulminantă, nu mă dă pe spate, dar e un început. E un început. Decât nimic, e clar toate, toate că... încep, sigur, că, sigur. Deci, mai bine începem cu ceva decât să n-avem nimic. Pentru un elev care a terminat doar liceu și trebuie să angajeze, se dă până la 1.500.000, deci 15 milioane. 15 milioane vechi. Da, iar pentru un absolvent de studii superioare, suma urcă până la aproape 2400 de lei. 2400 de lei. Deci, pe lună. Pe lună. Deci în condițiile în care un antreprenor are ajutor de la stat 2400 de lei, deci clar că salariul acelui angajat e de cel puțin 2400 de lei. Vorbim de sumele maxime astea, da. Deci e un ajutor, e un început, așa s-a conceput, da. Și cred că e o chestie bună. E foarte bună. Și un pas încercarea asta de a dezvolta, așa, de mișca economia. Deci acest program este activ. Stimați telespectatori, care sunteți antreprenori, care aveți o firmă, interesați-vă, puteți angaja noi absolvenți, este numai pentru noi absolvenți. Deci dacă a terminat de jumătate de an sau de un an și a mai avut un job, uitați. Nu intră. Trebuie să fie prima angajare a unui absolvent de liceu sau facultate, de învățământ, a unei unități de învățământ, și dacă e în șomaj mai sunt ceva avantaje. Interesați-vă exact și o să vedeți că e foarte bine pentru întreprinderea dumneavoastră, a noastră, cum am și eu o mică firmă, am angajat și e chiar foarte bine. Da, pe chiar un colegul meu, care suntem doi consilieri, la JOFM a fost așa, a vorbit chiar unor grupuri de tineri care au terminat facultatea și stau și zic, uite-mă, vieți aici, vorbiți cu tare, puteți face asta. Părerea mea este că ar trebui foarte mai mult popularizat din partea JOFM-ului în primul rând. Pentru că eu n-am știut personal, am angajat, pentru că sunt printre puținii probabil sau printre foarte puținii care angajează oameni fără experiență, iau și le fac eu training-ul în stilul și în mediul companiei mici pe care o am.
N-am știut de ea, mi-au spus de la contabilitate, nouă angajată, există facilitatea asta. Foarte bine. Iar acum se confirmă, este o chestie foarte, foarte nouă, de asta noi și foarte cunoscută. În august abia s-a pornit, în septembrie am semnat primele, am început să semnăm primele acorduri cu diferiți patroni, da. Se mișcă treaba. Încet, încet. Este foarte bine. Vreau să mai spun ceva, chiar săptămâna asta, pe 22 octombrie, s-a deschis un program pe programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate. Dar înțelegem defavorizate nu cei bolnavi, cei care defavorizare în sensul negăsirii de muncă și toate chestiile astea. Da. Îi spune inițiativa România Startup. Este o chestie bună. Dar multe sunt aici. De acord, dar nu e încă accesibil. Nu e accesibil în vigoare. De la 1 ianuarie va fi accesibil. Dar nu e rău să o spunem acum, pentru că la 152 bine. De milioane de euro e o sumă care trebuie absorbită și lumea trebuie să știe. Cu siguranță cred că se va absorbi, pentru că interesul e mare. De ce? Sunt două canale pe care se distribuie acești bani. Firme de exercițiu pentru elevi. Ce înseamnă asta? Care înseamnă că elevii, mai ales de anul 4, încep să fie pregătiți pentru antreprenoriat. Poate că de asta nici nu se bagă la adrea, că nu știu și nu sunt pregătiți. Cu siguranță. Deci nu vor studia la școală. Cine vrea din anul 4, la diferite AJUFM, probabil, sau cursuri, pot merge la cursuri pentru pregătire antreprenorială, pentru a-și deschide un orizont antreprenorial, pentru a-și deschide o firmă, a învăța cum să deschide o firmă, ce să facă când deschide o firmă. Din două motive, aș zice eu personal, de două motive. Unu, întâi canalizează spre ce vor să facă deja. Nu mai dau la o facultate de drag de a face facultate, ce fac după? Îi învață, mă, ce ți-ar place, ce ai vrea să faci, ce abilități ai, în ce domeniu ai vrea să faci, pentru asta îți trebuie asta. Și încet, încet să-l pregătim, să-l învățăm, măcar să-l și trimitem spre o facultate care să fie care să-i folosească, degeaba o face. Cu siguranță, având o pregătire antreprenorială prin aceste programe guvernamentale, cu siguranță pot accede și la fonduri mai ușor, fiind pregătiți chiar în aceeași zonă. Totuși aveți experiență, poate sunt și destui care se chinuie în Galați. Nu e totuși ușor să fii antreprenor. În niciun caz. Nu e ușor să fii. Știu să dau cel mai bun zid zugrav pot să fiu, dar dacă n-am o pregătire cât de cât antreprenorială, contabilicească, economică. Trebuie să știi să-ți vinzi produsul. Exact. Și toate cele. Nu merge. Poți să fii tu cel mai bun, dar dacă n-ai o minimă pregătire. Exact. Și de asta mulți dau kicks. Se aruncă fără o pregătire superioară. Pregătire în domeniu, da? Și antreprenorial. Și al doilea program. Direcție pe care o ia programul este schema de minimum pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani, în rândul tinerilor între 18 și 25 de ani. Practic este acel sector de 18-25 cei care termină facultatea. Și care nu-și găsesc un loc de muncă. Ce cuprinde acest program? Fonduri nerambursabile sau pregătire? În primul rând o să fie fonduri pentru pregătire. Îi pregătim cu acest program, îi învățăm ce au de făcut dacă vor să... Pentru că dacă vor să facă ceva, intră în celelalte programe. Am înțeles. Deci s-a constatat, s-a ajuns în continuare la ideea că în școală mare lucru nu se învață din punct de vedere antreprenorial. Să fim serioși, să spunem pe direct, asta e ideea. Știm foarte bine cei care încercați să găsiți mână de lucru calificată sau măcar pregătită sau măcar să aibă un suport care să suporte pregătirea aceasta care dumneavoastră vreți să o dați angajatului. Vedem foarte clar că e extrem de dificil. Este foarte bine pentru că s-a observat că din școală oamenii nu ies chiar și foarte pregătiți și sunt programe pentru educație într-un domeniu sensibil, într-un domeniu de antreprenoriat, unde ar trebui și foarte multă lume ar trebui să îl aibă ca și pregătire, chiar dacă îi place să ducă să angajeze la cineva, dar trebuie să ai o pregătire. Un proverb chinez spunea, dacă vrei să-l ajuți pe cineva, nu-i da un pește, dă-i o undiță. Exact. Deci, până la urmă, s-a mers pe ideea, domnule, hai să-l învățăm, pentru că în momentul în care omul învață, businessul nu e atât de simplu, deci nu mai e business-a pe vremuri exact. datorită conjuncturii care era sau datorită relației. Am o relație undeva și vând eu ceva la
CFR, am văzut acum că s-a întâmplat, sau vând ceva la, cum am mai văzut noi, la vamă, la frontieră, la nu știu ce, știu, eu pun de 10 ori prețul și ce tare om de afaceri sunt. Nu se face așa ceva. Deci așa ceva se face și pe urmă vă dă pe la toate televizoarele, pe urmă nu știți cum să scăpați de toți banii ca să-i dați pe la avocați, ca să nu stați puțin ascunși, sau ca și ceilalți fugiți din țară, dar vedem că acum din ce în ce încep să-i aducă cam cu forță. Să revenim la oile noastre. Deci se investește în educație, pentru tinerii din clasa a 12-a sau în anul terminal de liceu, se investește în educație pentru cei în anii terminal de facultate. Astea sunt programele noi care vor veni. Mă aștept ca la Galați să fie destul de bine primit programul ăsta. Suntem județul al 4-lea din vârful șomajului, am înțeles. Da. Deci ar trebui să prindă foarte bine, mai ales la Galați. Ar trebui, dacă este și bunăvoință. Dacă și tinerii vor. Da. Mă aștept să nu încerc. Poate să ia cu forța din școală, hai să vă facem antreprenori. Deci oamenii trebuie să aibă și o educație de acasă. Și părinții trebuie să fie puțin deschiși, pentru că, să fim serioși, suntem cam un oraș roșu. Nu vă gândiți că nu facem politică, suntem un oraș roșu pentru că a zis el prunariu că de sus din spațiu se vede roșu de la combinatul siderului. Da. Ăla nu mai e acum, deci nu mai suntem oraș roșu. Suntem oraș cu mulți șomeri, în schimb. Exact. Asta e, din păcate. Ce programe mai sunt în afară de acest program de educație? Pe partea de educație atât, pentru că după ce le facem Educația asta ar trebui să intre în programele de startup, programul startup deja e foarte bun, de exemplu. Este programul care îți dă 1 miliard de lei vechi, care acoperă 90% din investiție. Dar este activ? Încă activ? Da. Mai sunt încă fonduri? Acum nu. Deci dar la anul va fi activ. Am înțeles. Deci în momentul în care apar fonduri, programul startup e din nou activ. Da, este activ. Să-ți acoperi 90% dintr-o investiție. Un miliard pentru o investiție, pentru o întreprindere mică, e o sumă. Încep cu ceva care costă 1.400.000, dar ai 1.400.000 vii tu, nu iai tu, faci credit la bancă. Mergi la un fondul de garanție. Fondul de garanție acoperă garanția, sigur. Pe baza planului de afaceri. Poate se vrea să sperăm că tinerii au zvâcul ăsta necesar să înceapă ceva pe cont propriu. Spuneți-le telespectatorilor, în Galați s-au acoperit toate fondurile sau toate fondurile s-au distribuit inegal în țară, iar foarte mulți tineri sau foarte mulți antreprenori din alte zone au beneficiat de aceste fonduri? Da, sistemul pe aceste fonduri este național. Deci nu-i pentru regiune, pentru anumite. Deci sunt național în funcție de punctaj și în funcție de înscrieri. Clar. Aveți vreo idee cam zona Galați, această zonă de sud-est, cam care-i ponderea de absorpție a fondurilor față de zona, hai să spun, cea mai tare, zona București-Ilfov? Zona Cluj. Zona Cluj e cea mai tare? Bun, față de zona Cluj, atunci. Da, e foarte bine, nu avem de unde să știm. De asta ați venit să ne spuneți exact de la sursă toate datele. Suntem undeva, hai să spunem, la mediu. Undeva 50% față. Hai să zic 46-54%, depinde de program. Avem, de exemplu, un program de meșteșuguri și artizanat care e zero. Deci nimeni nu e zonă, totuși. Da, în schimb, Harghita, Covasna, Cluj, au accesat tot. Am înțeles. Da, am înțeles. Programul de așa natură, e național, se face pe punctaj, online, toată lumea vede, nu mai e aranjamente și retlicuri. Întrebarea, și, deci, nu la asta m-am referit. Nu la asta m-am referit aici, la faptul... Noi? Da, exact. Avem zona aceasta, are spirit antreprenorial, vor oamenii din zona asta să-și deschidă un business, vor oamenii să se orienteze, să aibă grijă de viitorul lor, ei înșiși, nu să mai spună, domnule, m-a dat afară, sau mă duc, mă angajez la ăla, dar îmi dă numai 15 milioane, sau mă angajez la ăla și mi-a dat numai 8 milioane. Frate, dar trebuie să știi ceva să faci, trebuie să produci 9 milioane că ăla să-ți dea 8. Când faci tu ăia 9 milioane și îți dai seama ce de greu îi faci exact. Și cât ai de plătit în stânga și în dreapta și realizezi greutatea acestuia, atunci ești antreprenor. Exact. Asta face parte din pregătirea lor. Exact, din educația, din educația antreprenorială. Da, da, da. Se mișcă treaba și în Galați, față de alte județe care
sau mai rău ca noi. Am înțeles. Deci totuși spiritul antreprenorial în Galați n-a murit, Speranța moare ultima, nu vorbim de doamna Speranța de la etajul 4 din Păscară, vorbim de Speranța a tuturor. Speranța noastră. Dar mi-aș dori să miște mai mult. Simt eu că se poate. Simt eu că se poate. Chiar am să încerc să urmăresc o evoluție așa, după ce începem aceste pregătiri. Vreau să văd cât... Dinamica, dacă a crescut, dinamica, da, dacă aștept să interesul crească, pentru aștept absorpția să crească, de fonduri. Da, poate mulți vor și nu știu, n-au curaj. Le facem curaj, o să învățăm cu... Bă, nu fi... Asta e, asta așa, e, asta așa, e și scopul emisiunii noastre, stimați telespectatori, să promovăm, să promovăm această educație antreprenorială, să promovăm toate mijloacele de a accede la bani, să promovăm toate mijloacele de a găsi soluții, să ne rămână mai mulți bani în buzunar. Așa cum vedeți, încerc să aduc oameni extrem de pregătiți, mai pregătit ca domnul Costin, care vine direct din zona de unde să dau banii. N-am putut să găsesc pe nimeni, deci și nici nu e nimeni care să fie mai pregătit. Domnul Costin, ce programe ar mai fi în afară de acestea, dacă deci, mai sunt în pregătire? În pregătire, în derulare, aș putea să mai spun. Mai sunt în derulare. Deci am vorbit de comerț și servicii de piață, care merge foarte bine, am vorbit de femeia manager, am vorbit de SRLD, am vorbit de startup. Cam astea sunt programele care sunt în derulare anul ăsta. Perfect. Se mai lucrează la incubatoarele de afaceri, da, e mai mult pe parte regională și mai mult pe antreprenori care vor să facă un incubator de afaceri în care trebuie să vină mai mulți care să facă afaceri. Deci tot o educație antreprenorială pentru cei care sunt la început. La început, un tutore, un... Cam în genul așa, da. Cineva mai pregătit de la o firmă de succes din orașul respectiv, ia pe lângă el, eu știu, 2, 3, 10, 10 antreprenori privați și le spune, deci le transmite din experiența lui. Îi urmărește, îi verifică, îi învață, dar asta la nivel mai macro. Deci din păcate noi nu avem niciun incubator în Galați. Deși vorbesc cu oameni, sunt locuri, am putea face în zona liberă, am putea face în parcul de soft, care nu am putea face în parc industrial, care stă și se chinuie să... Am înțeles. Da, vorbesc deci cu domnul director de acolo, vreau să fac, uite, programe, hai să... Deci e loc. E loc, dar nu, probabil nu se reușește a se înțelege, nu la nivel local. Probabil e ceva administrativ, nu cunosc toate detaliile. Domnul director vă putea da multe chestii. Și vreau să vă spun acum de un program care începe de la anul, un ajutor de minimis, dar este pentru, nu pentru tineri de data asta sau pentru cei care abia desfășoară afacere, este pentru firme. Deci, pentru firme deja existente. Pentru firme deja existente care vor să se, care au profit, că chestia asta cu profitul și cu fără datorii este unică la toate. Deci nu se discută cu firme care intră, sunt în gaură. N-ai acces la banii statului dacă nu ți-ai plătit datorii la stat și dacă n-ai cât de cât un minim de profit. Nu ești în insolvență, adică se consideră că dacă ai ajuns la insolvență și eu bagând bani în tine, peste 2 ani iar ajungi în insolvență. Corect. Și banii nu sunt folosiți cum trebuie. Ori n-ai cultura antreprenorială, ori zona de business pe care ești e neinteresantă și nu mai e la modă, nu mai e la actualitate. Nu produce, da. Exact. Deci programul ăsta de minimis merge până la 100% din valoarea totală a cheltuielor eligibile. Și un program de minimis până în 200.000 de euro. Deci sunt bani de dezvoltare. Ce ar însemna cheltuieli eligibile? Pentru că în spatele cuvintelor frumoase frumos alese din DEX, într-un final, dacă n-ai acces sau îți pune niște condiții în care n-ai acces, deci e nefolositor. Orice patron face o investiție. Vrea să-și cumpere 10 chestiuni. Corect. Utilaje. Utilaje, corect. Vrea să-și îmbunătățească parcul de utilaje. Cheltuiala eligibilă înseamnă că prin program se denumesc o serie de utilaje care se pot cumpăra. Vreau să cumpăr aia. Nu pot să cumperi aia și aia. Deci cheltuielile poți să ți le iei din banii tăi. Corect. Eligibil înseamnă ce îți permite programul să cumperi. Perfect. Deci... Și se face calculul fără TVA. Asta e
sistemul european ăsta este toate fără TVA. Suma se plătește fără TVA. Deci tu suporți TVA-ul, restul ți-l dă statul. Tu suporți TVA-ul. Prin acest program deci, se urmărește dezvoltarea anumitor sectoare din economie, pentru că neavând acces, eu știu, să-ți iei mașină, să faci taxi, clar lucru, și ai acces, că eu știu, să faci profile din tablă, clar lucru că e interesant zona de profile din tablă. Dau un exemplu, acum exact ce eligibilitate va fi. Sau eu presupun că vor fi pe zona de IT, am și ceva informații, deci nu presupun așa. Deci întotdeauna IT-ul a fost. Deci, va fi pe zona de IT, va fi pe zona de producție cu mare valoare, adăugată și pe zona de îmbunătățire a activității care deja există și e profitabilă. Printre altele, da. Exact. E un lucru foarte bun, pentru că nu numai cei care n-au început niciodată un business trebuie să ajutați, ajutați și antreprenorii care au avut curaj să intre într-un domeniu dificil, într-un domeniu nou și care au succes mai mic sau mai mare pe piață. Valorile, din ce știu eu, sunt destul de mărișoare aici, deci se poate accesa până la 1 milion, 2 milioane de euro sau până... Până 200.000 de euro. Până 200.000 de euro, oricum e o sumă destul de mare chiar pentru un IMM. Sunt și alte programe Că toate astea sunt pentru întreprinderi mici și mijlocii. Deci nu vorbim de întreprinderi mari. 200.000 de euro pentru niște utilaje. Sunt o groază de utilaje în banii ăștia, deci nu-i chiar așa ușor. Stimați telespectatori, în seara asta timpul s-a cam epuizat. Sunt convins, după teancul de hârtie care l-are domnul Costin, că ar mai fi vrut să ne mai spună foarte multe lucruri. Noi o să îl rugăm să aibă amabilitatea, dumnealui nu hotărăște singur, trebuie să niște aprobări ca să poată să vină la noi la emisiune. O să mai facem o invitație să ne completeze, să terminăm ce aveam și ce am început astăzi. Emisiunea de astăzi e la sfârșit, aveți grijă, e Halloween, tot ce v-am spus e adevărat, n-am venit să vă speriem, am venit să vă ajutăm. Aveți grijă de seară, cine vă bate la ușă pentru bomboane, e Halloween, vă urăm și noi o seară plăcută în continuare, mulțumim sponsorului, o seară plăcută și mulțumesc încă o dată domnul Costin. Mulțumesc și eu, bună seara toată lumea. La revedere. Emisiune sponsorizată de Condor Oil.